La temperaturile cu minus se plantează și stejarii. Mai cu seamă se realizează lucrări de însămânțare a terenurilor lipsă. La moment, în cadrul întreprinderii, au loc multiple lucrări pentru îndeplinirea tuturor indicilor planificați pentru anul 2020 și în mijlocit ne ocupăm de completarea unor suprafețe regenerate natural sau artificial, completarea ajutorărilor cu regenerare naturală și, respectiv, în unele cazuri, cu asigurarea îndeplinirii indicilor planificați la lucrările silvotehnice, tratamente silvice și lucrările de îngrijire a arboretelor. Cultivarea unui stejar dintr-o ghindă mică necesită mult timp și răbdare, dar rezultatele se merită. Colectarea fructelor se face toamna de vreme, înainte ca acestea să cadă din copac. Se aleg acelea care nu au viermi, găuri și ciuperci. În această perioadă este recomandată și plantarea foioaselor. În acest sens, silvicultorii realizează lucrări de însămânțare a stejarului prin plantarea ghindei. Lucru care se face manual și destul de anevoios. Pădurea este un organism viu ce necesită prezența permanentă a omului. Plantarea nu este prima și nici ultima etapă. Foioasele au o dezvoltare lentă, iar după 3 ani de la încolțire, tulpinile arborilor și arbuștilor din prejur trebuie tăiate pentru ca stejarul să crească în continuare. Ne aflăm într-un sector unde avem un arboret cu vârsta trecută de 100 de ani, care deja nu fructifică sau a fructificat foarte puțin, un arboret unde ponderea speciei de bază a quercineilor este între 1 și 3 unități, iar tendința noastră a silvicultorilor este ca să asigurăm regenerarea să ocupăm tipul de stațiune cu specie de bază care este stejarul. Lucrările de încorporare în sol a ghindei au fost realizate în ocolul Silvic Căpriana. Regenerarea naturală fără puiet cu sămânța de stejar conferă pădurii o dezvoltare sănătoasă și vigoare. Din ghindă de ce? Pentru că odată ajuns în sol și ancorându-se de sol, este un puiet mai sănătos, un puiet mai viguros, care va pune stăpânire pe suprafață și vom avea schimbul de generații. Generația asta de 100 de ani o schimbăm cu o generație tânără care își îndeplinește mult mai viguros, mult mai sănătos funcțiile ecoprotective. În cadrul întreprinderii sunt 493 hectare suprafețe parcurse cu lucrări de încorporare a ghindei. Nu suntem înțeleși din unii oameni din societate care s-au pronunțat foarte negativ asupra ceea ce facem noi, dar pădurea este și ea ca și omul, odată ce se naște, îți vine rândul că trebuie să și pleci, să oferi spațiu celor tineri, celor care pot îndeplini altfel funcții decât o faci tu ca bătrân. În situația asta, deci avem arborete, cum am menționat, cu vârsta mai mult de 80 de ani, peste 53%, mai mult de 53% din suprafața fondului cel gestionăm, în cele 13.000 de hectare. Respectiv, astfel de lucrări se efectuează în repriză. De ce? Pentru că ghinda semănată în anul următor va avea o dimensiune 5-7, poate maxim 10 cm. Puieții apăruți vor fi puși în lumină prin mai multe reprize, prin deschiderea de ochiuri, în funcție de instalarea semințișului natural sau artificial, iar ultima repriză definitivă va fi poate peste 10, poate peste 12 ani de zile. Adică, practic, pădurea de pe suprafață dată nu va dispare niciodată. Lucrările silvice se realizează cu ajutorul muncitorilor sezonieri. Au fost însă și solicitări din partea unor tineri voluntari care sunt interesați în menținerea vieții pădurii.